Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De data aceasta ne întâlnim cu unul dintre părinții care au cei mai mulți ani din Moldova, Părintele Anton Despinescu, căruia îi spun bun venit în această emisiune. Eu vă răspund așa cum obișnuiesc preoții greco-catolici în Transilvania: Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Aveți așadar, veți avea 89 de ani în iunie. În iulie, de asemenea, 63 de ani de preoție, 45 de ani la catedră, profesor. Ați putea să ne spuneți pentru început care este secretul acestei vârste? Ce ar trebui să facem noi să ajungem și noi la vârsta asta? Am un trinom foarte scurt: mila Domnului, mediul juvenil studențesc în care mi-am desfășurat activitatea și neglijarea greutăților, care n-au fost mici și nici puține. Și le-am pus la locul lor și am mers înainte încrezător în Domnul. Am vrea în această emisiune, pentru că, iată, aveți mulți ani de experiență, să ne împărtășim din experiența dumneavoastră de viață, de preoție, de profesor. Și de aceea o luăm cu începutul. Sunteți născut în Iași. Da. Unde anume în Iași? Aproape din atelierul Nicolina, unde acum nu mai este nimic, că era un cartier modest, cam lăștinos, acum vreo 90 de ani în urmă. Se chema cartierul Nicolina strada broscăriei. De ce? Că acolo erau multe băltoace și erau broaște. Și atunci strada se numea broscărie. Așa este scris în certificatul meu de naștere, ca adresa familiei. Așa. În acel cartier au stat părinții mei până în 1932, când eu împlineam 5 ani, și atunci au cumpărat un lot de pământ în Manta Roșie, sub dealul acela Cetățuia, între dealul Cetățuia și dealul Bogianului spre Socola. Au cumpărat un lot de vreo 600 de metri pătrați și acolo și-au făcut o căsuță și acolo am stat până prin 96, când municipiul Iași voia să facă acolo o parcare a autobuzelor orașului. Deci acolo în Manta Roșie am stat de la vârsta de 5 ani până la 12, când m-am dus la seminar. Și cu siguranță veneați spre centru, spre biserică, și aș dori să vă întreb cum arăta Iașul copilăriei dumneavoastră? Ca să vă faceți o imagine, deși sunt atâtea cărți, monografii despre Iași, dar vă spun practic, dacă vreți. Eu cred că Iașul de atunci, adică când m-am născut eu, era cam un sfert de cât este astăzi. Ca populație, da, și ca populație, pentru că atunci nu depășea 100 de mii de locuitori Iașul. Cam așa spune Bogdan în monografia aceea Iașului de la 1900. E bine, astăzi avem aproape 400 de mii Iașul, aproape. Deci, iată o diferență. Și bineînțeles, dacă, așa cum arăta Iașul, ce-aș spune din tot ceea ce a fost Iașul atunci, pentru că după al doilea război mondial a fost nevoie de o refacere foarte puternică și cele mai multe clădiri, care erau clădiri mici, fără importanță cine știe ce istorică, au fost demolate și s-au clădit blocurile și tot ce se vede astăzi. De la Manta Roșie și până la agronomie, dacă vreți să vă spun așa, numai pe direcția asta, mai sunt astăzi Palatul Culturii, centru aici, cu Mitropolia, cu Biserica Romano-Catolică, trei ierarhii, înțelegi? Dar era mai liniștit, mai curat ca acum? Mult mai liniștit și mult mai curat. Și mașini erau, dacă vedeai așa, limonai pe degete câte mașini erau în Iași atunci. Era tramvaiul cu cutia aceea de chibrituri, un tramvai mic, nu așa cum erau câte două acum așa mari. Era un tramvai de proporții reduse. Bariera pentru Socola era acolo unde e acum pasarela. Tramvaiul avea pornire și dintr-o parte și dintr-alta. Vatmanul, când ajungea la Socola, trecea după aceea la întoarcere dincolo și mergea până la Copou, linia 1, Copou. Și celălalt. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Aș spune o copilărie obișnuită. Un copil, ultimul din familie, al patrulea copil,
Înaintea mea a fost o soră și doi frați. Eu, ca și cel mai mic mezinu, așa cum se spune, mezinu totdeauna are o soartă, zic așa, mai privilegiată. Parcă este ocrotit de ceilalți o vreme, până când ajunge și el, calul bătăilor, fiind mai mare și acei lanți din comoditate, hai mai du-te și tu, că te-am alintat destul. Dar aș spune așa, să parafrazez un răspuns al actualului Papa Francisc, când l-a întrebat un redactor de la o revistă mare din Roma, ce spune Papa Francisc despre el? Și Papa a spus așa, Papa Francisc știe că e un mare păcătos, asupra căruia s-a oprit privirea lui Dumnezeu. Eu aș spune așa, eu sunt un copil obișnuit asupra căruia s-a oprit privirea lui Dumnezeu, chemându-l să-l slujească pe dânsul și poporul lui. Ajungem și la momentul vocației, dar mai întâi aș dori să ne spuneți cum țineți minte, cine v-a vorbit prima dată de Dumnezeu și ce anume v-a spus? Este o carte scrisă de episcopul Ioan Suciu în perioada interbelică până la desființarea Bisericii Greco-Catolice. Era un scriitor, ați auzit desigur de dânsul, un scriitor bun de tot și el are o carte care se intitulează Mama și începe așa ca un motto. La început a fost mama. Mama este aceea care ne învață primele noțiuni religioase despre Dumnezeu. Când ne împreunează mânuțele, ca să spunem după ea, înger, îngerașul meu și așa mai departe. Deci mama este aceea, și pot să pun mâna pe inimă, mi-a dat Dumnezeu o mamă creștină din creștet până în tălpi. O hușancă de aceea, conștientă de credința ei, de misiunea care o are de a-și crește copiii în dragostea lui Dumnezeu, în frică de Dumnezeu, în respect față de oameni. Și ea v-a purtat și spre biserică. Sigur. Biserica era totuși departe, Manta Roșie. 2 kilometri. Sigur că da. Și deși era tramvai, dar noi eram 6 inși și numai tata era cel care câștiga ceva călcătuș mecanic în atelier în Nicolina. Așa încât nu ne puteam permite să mergem cu tramvaiul. Pe mine, pentru că eram cel mai mic și cel mai bicisnic, în timpul școlii elementare, mi-au făcut acest favor că aveam abonament la tramvai. Dar ceilalți nu, care erau mai mărișori, țufus, pe jos. Pe jos, sigur că da. Ei, fără îndoială că în privința asta, eu pot să spun că Dumnezeu m-a ocrotit într-un mod special și mi-a dat niște părinți buni, frații mei de asemenea. Acum, la anii ăștia vă dați seama că am rămas singurul supraviețuitor al familiei. Ceilalți deja sunt trecuți la Domnul. Colegii mei din studio vor pune imagini, telespectatorii vor vedea imagini cu dumneavoastră din copilărie, din diverse perioade ale vieții și apoi mai din zilele noastre, cu diversele dumneavoastră activități, dar urmărind firul. Sigur, ați venit la biserică, ați intrat în contact cu siguranță cu ceilalți copii, tineri. De care preoți vă amintiți într-un mod deosebit? Mai întâi de toate trebuie să spun un lucru foarte important până a ajunge la preoții pe care i-am cunoscut. Cum v-am spus mai înainte, mama, fiind o credincioasă așa de profundă, a ținut ca toți copiii ei să meargă la școala confesională parohială. Parohia Iași avea o școală confesională la Colonel Langa, acolo unde este acum clădită Catedrala Nouă, era o clădire cu un etaj și acolo încă din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea s-a înființat o școală confesională catolică cu drepturi de publicitate, adică diploma de absolvire a școlii aceștia era recunoscută în toată țara ca de la orice școală. Dar, fiind o școală confesională, aveam învățătura religioasă, aveam catehismul, aveam pregătire la întâia împărtășanie, la mir, întâia vinere din lună, joia făceam spovada, întâia vinere dimineața la Sfânta Împărtășanie. Iar din prima împărtășanie pot să vă spun că a fost un eveniment care nu se poate uita niciodată în viață.
pregătirea aceea și mai ales că această școală era dată în grijă călugăriților Notre-Dame de Sion, care aveau liceul cel mare acolo unde este acum Filarmonica, nu? Și această școală generală, confesională a noastră, era considerată ca susținută din ceea ce câștigau maicele ca taxe școlare de la fetele bogate. E ca școala noastră de băieți și asemenea acestei școli era și la Notre-Dame școală de fetițe, chemate Ecole de Pauvre. Și aveam program special de la 8 la 12 cursuri, de la 12 la 2 masa pe care ne-o dădeau ele, aduceau mâncare de la cantina lor pentru noi copii, recreația până la 2 și de la 2 la 4 iarăși școală. Ei, această prezență a școlii acestei confesionare lângă biserică, lângă catedrală, a spus ceva în sufletul meu și al altor colegi de-ai mei care au mers la seminar. Deci, părinții care, de care m-am legat, primul a fost părintele ăla venerabil, păstorul cel bun, Mihai Robu, episcopul. După aceea, parocul catedralei, monsignorul Dumitru Romila, un hușean de asemenea, jet be jet, părintele Dumitru Sandu Matei, preotul erou, care era preotul bolnavilor, preot militar pe front, al răniților, preotul carității, și care, datorită activităților pe care a trebuit să le facă în decursul acestor vremuri tulburi ale războiului, a fost luat, sau mă rog, a fost băgat într-un lot antistatal și executat în februarie 1951 în închisoarea de la Jilava. În fața mea, acest părinte este un erou, martir al carității creștine. Mai sunt și alți preoți după aceea pe care am avut, da, vi spun după ce când am venit la seminar. Și cum am colțit gândul de preoție? Ei, drept să vă spun, când mergeam cu mămica, chiar înainte de a merge la școala primară, vă spun și amănuntul ăsta, că am intrat în clasa întâi primară la 8 ani, datorită acestei distanțe până la școală, și fiind cel mai mic și o leacă mai pirpiriu, m-au dat mai târziu la școală, la 8 ani. Ei bine, înainte de asta mă ducea mămica în biserică și de la 5 ani, când am primele amintiri și, să zicem așa, de viață generală, dar ducându-mă în biserică, mă dea în mânuță, avea el locușorul ei și ne arăta, uite acolo este altarul, uite acolo este lampa veșnică. M-a impresionat în mod deosebit icoana cea mare deasupra altarului, cu ridicarea la cer. Adonirea Maicii Domnului. După aceea, Sfânta Tereza. De atunci am eu această înclinație spre Sfânta Tereza, frumusețea acestei statui a Fecioarei de Lisieux, Sfântul Anton, nu mai spun, la dreapta. Ei, toate astea mi-au rămas în memorie, în inimă. Așa? Și după aceea, să vedeți, în timpul lunii mai, că atunci nu era liturghie de seară, în luna mai era numai vecerne, litania lauretană. Și după ce ieșeam de la școală, mai rămâneam încă un ceas, două, ca să îmi plăcea foarte mult această vecerne de luna mai. Și cum au primit părinții vestea când le-ați spus că vreți să mergeți la seminar, să ajungeți preot? Dar ei știau de lucrul ăsta, pentru că eu acasă imitam și vedeam că face preotul în biserică. De exemplu, luam un ștergar de la prețios, îl puneam pe umeri și era acolo o măsuță, punea o lumânare și eu începeam să cânt litania Maicii Domnului sau le spuneam Dominus Vobiscum, că era în latinește totul, sau Chireleison. Și asta, în felul ăsta, ei au spus, măi, asta calcă, a? Cum să spunem popor, calcă a preot. Mai sărim câțiva ani, ați intrat în seminarul mic, ați făcut acest seminar, apoi a trebuit să intrați la Institutul Teologic. Am înțeles că ați fost sfințit preot la Alba Iulia. Ați început la Iași și ați fost sfințit preot la Alba Iulia. Cum se explică? Formarea mea preoțească a durat 14 ani. De ce? Se intra atunci în seminar cu 4 clase primare. În 1939 am intrat. Am mers cum s-a putut în timpul războiului, până în 1944, când
țara a fost ocupată de sovietici. Anul școlar 44-45 nu s-a putut face la Iași, pentru că totul era distrus. Clădirea seminarului era distrusă, dărâmată, arsă. La București de asemenea. Dar, printr-un favor deosebit al arhiepiscopului Alexandru Teodor Cisar, ne-au primit, ca împreună cu seminariștii de la București, să facem anul școlar 44-45 într-o clădire mare de vacanță a arhiepiscopiei la Timișul de Jos. Acolo am făcut clasa a șasea, cum ar fi acum, da? Adică, da, clasa a șasea. După aceea am revenit la Iași până în 48, când au binevoit tovarășii să ne trimită acasă. Să desfințeze seminarul. Exact. Și atunci a fost cea mai grea perioadă din viața mea, 4 ani de zile, până în 52, aveam 21 de ani și ca să stai acasă erai considerat ca un agent, ca un element foarte nociv pentru ordinea de stat, că puteai să te bagi în orice conspirație antistatală. Și ați lucrat? Am lucrat ca și contabil la o fabrică industrială. Trei ani. Dar dacă știați că preoții sunt închiși, dacă știați că comuniștii își arătau colții, că și credincioșii erau hărțuiți și închiși, da, de ce totuși ați insistat să ajungeți preot? Nu v-a fost teamă? Nu mi-a fost teamă. De ce? Gândiți-vă, 9 ani de zile de formare, aș mai fi avut încă puțin ca să termin. Dar în mintea mea și duhovnicii mei, a spus, nu poți să te îndoiești niciodată de chemarea ta. De aceea ține-o cu dinții. Ori în ce situație ai fi, orice greutăți ai întâmpina, încredere de cel de sus care ți-a dat chemarea, el te va ajuta să... Adică timpul cât ați lucrat, ați ținut legătura cu preoții, cu biserica? Sigur, da. Stăteam la Dărmănești și mergeam în fiecare duminică. Nu puteam să merg în fiecare zi, dar duminica eram, mai ales că mai și făceam pe dascul. Știi? Așa, încât am ținut aproape. În privința asta nu am avut dificultăți, pentru că am vedeam de treabă la... Și s-a deschis seminarul, Institutul Teologic la Alba Iulia? În 1952, așa cum era prevăzut în legea cultelor, statul a exceptat seminarul de la Alba Iulia, nu l-au confiscat și au dat posibilitatea tuturor celor care vor să devină slujitori în Biserica Romană-Catolică să fie acolo, să studieze și să fie rotuliți acolo. Dar care era problema cea mai grea? Nu mai exista, după 48-49, n-a mai fost niciun episcop romano-catolic, nu mai vorbim de cei greco-catolici, care să fie la scaunul lui. Mai erau doi episcopi bătrâni, dar și aceia, mitropolitul Cisar, fostul mitropolit de la București, a fost trimis la orăștie cu domiciliu obligatoriu. Iar un alt episcop maghiar, Fiedler, la Oradea, care era bătrân, pensionar, ăștia doi mai puteau face hirotoniri. Și l-au adus pe Sfințitul Cisar și v-a sfințit, exact, preot. Da. Ce vă amintiți din ziua hirotonirii ca preot? O, Doamne, Doamne, puteți să vă dați seama, eram încă în perioada stalinistă, ci drept către sfârșit, de fapt, murise Stalin în martie 1953. Dar până atunci toată țara și viața statală s-a desfășurat sub teroarea aceea pe care au exercitat-o regimul comunist de la noi, pentru ca lumea să-și dea seama că este o nouă orânduire, așa cum spunea poetul Dan de Șliu, acum cu mii de cai putere se crapă zorii unealte ere. Asta era spălarea creierilor tuturor cetățenilor din țară. Să știe că acum este o nouă eră. Ei, și cu toate astea, uite că ne-am putut fofila și noi să terminăm studiile și să fim hirotoniți, vinea de la orăștii, cum a spus, și în felul ăsta, dar bineînțeles, cu foarte multă grijă, nu putem să facem mare tapaj cu primiții de astea, cum e acum, Doamne, era inimaginabil. Adică primiții înseamnă prima liturghie pe care un preot o face, exact, în localitatea natală. Prima mea liturghie aici în Iași a fost pe 5 iulie 1953. N-aveam decât un singur preot la altar, care mi-a predicat, Părinte Anton Tălmăcel, zis profetul, așa, și Părinte Tocăner, care cânta la orgă. Atât. N-a fost niciun fel de fast, nimic. Nu se putea la
Vremurile. Și care ar fi cele mai mari bucurii ale dumneavoastră din viața de preoție? Bucuria cea mai mare a fost tocmai asta, că am putut să ajung preot și mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să rămân în seminar, dată după hirotonire, acolo la Alba Iulia, apoi când ne-am mutat la Iași în 1956, cei drept după aceea în 60 am mers la munca de jos, la Focșani și la Huș, și după aceea din nou la seminar. Ei, această, să zicem, cariera mea de didactică în preoție, pentru mine este cea mai mare satisfacție a vieții. Așa? Știu că din seminarul acesta, unde mi-am dat și eu contribuția, au ieșit atâtea generații, atâtea sute și sute de preoți, nu? Ce sentiment aveți când știți că practic toți preoții de astăzi din Moldova au trecut prin mâinile dumneavoastră, le-ați fost profesor? Nu am decât de spus așa: pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te binecuvântăm. Binecuvântează, Doamne, poporul tău și moștenirea ta. Dar v-am întrebat de bucurii, dar cele mai mari dificultăți? V-am spus-o deja, dificultatea cea mare a fost aceea, încercarea cea mare între 48-52. Așa? Ei, după aceea, sigur că au mai fost dificultăți de astea. Eu credeam că voi fi tot timpul în seminar, însă în 60 a intervenit o chestiune din partea securității, care m-au considerat persoana non grata, din punct de vedere politic, nu puteam accepta niște condiții propuse de securitate, și atunci Monsignor Pleșca, că nu era episcop atunci, m-a trimis la marginea dieceze, la Focșani, ca să nu mai fiu și apoi la Huș. După aceea la Huș, tot la marginea diecezii. Am în față câteva cărți scrise de dumneavoastră. Mai întâi o carte despre episcopul Nicolae Iosif Camili. Ați făcut și doctoratul legat de personalitatea acestui episcop. Apoi despre episcopul Durcovici, o carte împreună cu Dănuț Dobos, și o carte de gânduri creștine. Aș dori să vă întreb pe când o carte de memorii, pentru că în această emisiune nu avem timp să povestim totul. Cu ajutorul Domnului vreau, deci am început acum, am pus deja în computer câteva pagini, dar țin cu tot din adinsul, am să renunț la alte solicitări, ca până anul viitor, 19 iulie anul viitor, să am și cartea aceasta, îi spun eu, Aduceri aminte. Suntem spre finalul emisiunii și de aceea aș dori să vă întreb, ați predat istoria foarte mulți ani, de unde pasiunea aceasta pentru istorie? În vacanțe, când eram eleu la școala elementară, mă duceam în comuna Strugar, de unde era originar tata. Și acolo atât bunicul, dar și bunica mai ales, le plăcea să povestească din faptele de vitejie ale domnitorilor români, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Petru Rare. Ei, și eu ascultam. Când am intrat la seminar, ne-au obligat să citim Noul Testament de la A la Z. Mi-a plăcut foarte mult Faptele Apostolilor, care este istoria creștină a comunității primare. Aceste Faptele Apostolilor erau îndrăgite tare mult de fericitul nostru martir, episcop Durcovici. Când eram la Timișul de Jos, el una, două ne îndemna să citim această carte. M-a impresionat viața creștinilor, care erau un gând și o inimă, eroismul martirilor, asta m-a impresionat. Și am spus, când aveam ceva timp liber, hai să citesc, nu alte romane, nu știu eu ce, ia să mă duc eu la Faptele Apostolilor și la Evanghelia după Sfântul Ioan. Și în felul acesta s-a dezvoltat. Plus, văzând că la noi istoria catolicilor din Moldova era puțin cunoscută, am zis, ia să mă străduiesc să fac un curs, și am inițiat în Institutul Teologic un curs de istoria bisericii locale. Știi foarte bine, sigur. Așa? Ei, și în felul ăsta, mai departe, s-au cristalizat și în alte inițiative. Sunt ultimele întrebări. De ce e frumos să fii preot? Pentru că
ești prieten intim al lui Dumnezeu, așa spune Iisus Hristos, i-a numit pe apostolii săi, pe ucenicii săi, voi sunteți prietenii mei. Și plus colaboratorii lui în opera de vestire, de anunțare a vestii bune și mai ales de administrare a izvoarelor de har care sunt Sfintele Taine. Acum 3 ani ați celebrat 60 de ani de preoție, liturghii speciale, rugăciuni speciale. Ce ați cerut lui Dumnezeu? Doamne, ai milă de poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Pentru că suntem în anul milostivirii, asta mi-a fost totdeauna și am implorat în mod deosebit pe Maica Preacurată, care este patroana diecezii noastre, știți foarte bine, din 1910. Am rugat-o să aibă grijă, să binecuvânteze dieceza noastră și lumea întreagă. Asta i-am cerut Maicii Preacurate. Și Duhul Sfânt să vegheze asupra noastră, cum a vegheat de la început, de când ne știm pe aceste mireauri. Rămânem cu aceste gânduri. Vă mulțumesc, Părinte, pentru prezența și altă dată, în emisiune. Dar dacă vreți altă dată să fii ceva mai mult ușor. Și mai mult, ca să urmează un alt episod, probabil, ca să ne povestiți și alte lucruri. Bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. L-am urmărit împreună pe Părintele Anton Despinescu, care ne-a împărtășit din experiența sa și din frumusețea preoției sale. Vă dau întâlnire data viitoare, peste 2 săptămâni. Și până atunci vă doresc numai bine!